chiar acum pe autostradă, sau mai bine zis, am decolat pe autostrada Soarelui. Dacă n-am pus numărul, nu mai primim amendă dacă nu plătim, nu? Doamne, nu aveți idee cum îmi bate inima în acest moment. Ia cum o sună și fratele Popa fix acum. Ce zic, băiatul? Uite, cred că m-a luat un elicopter pe autostradă. Spre mare, tu? Aaa, păi dacă îți place să joci. Sunt foarte fericit să vă anunț că am făcut oficial plata pentru următoarea jucărie. Tot ce vă pot spune în acest moment este că am cumpărat pentru prima oară un vehicul nou și în curând urmează să începem proiectul cu el aici pe canal. Hei, sunt Montre și bine m-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am pregătit un clip nou și sunt foarte fericit pentru că în minutele ce urmează vom pleca pentru prima oară la mare cu BMW-ul M4 Competition. Mie personal îmi place extrem de mult să merg cu mașina la mare și pot spune că iubesc autostrada Soarelui pentru că îmi dă un vibe foarte, foarte tare, însă pe lângă asta mai avem un motiv important pentru care trebuie să ajungem astăzi la Constanța. Nu vreau să vă stric surpriza, așa că nu o să vă dau prea multe detalii, însă tot ce vă pot spune este că astăzi s-ar putea să cumpărăm noua jucărie pentru următorul proiect de pe canal și nu este vorba despre o mașină. Astea fiind spuse, merg chiar acum să spăl mașina, o luăm pe Raluca de acasă și noi revenim puțin mai târziu. 2 hours later. Înainte să plecăm, vreau să vă prezint foarte rapid un produs interesant pe care am început să-l folosesc în ultima vreme. Acesta este Shav, un aparat de ras sigur și ușor de folosit ce folosește o tehnologie cat-free pentru un ras confortabil, fără iritații și tăieturi. Aparatul este wireless, se încarcă foarte rapid și are o durată de viață de 90 de minute după o singură încărcare. Are de asemenea și un LED incorporat ce luminează fiecare fir de păr și un alt avantaj important este faptul că aparatul este impermeabil și poate fi folosit cu ușurință și sub duș. Shav vine la pachet cu sistemul de încărcare și cu două atașamente, unul de 1,5 mm și unul de 3 mm și fiind un aparat atât de compact, poate fi transportat cu ușurință în orice călătorie. Aparatul a fost conceput special pentru zonele intime și este înlocuitorul perfect pentru aparatele de ras de unică folosință. Însă el poate fi folosit atât pentru bărbierit sau un simplu contur, cât și pentru restul corpului, oferind un confort maxim pentru ras de fiecare dată. Dacă vă place acest produs și vreți să vă comandați și voi unul sau să-l faceți cadou cuiva, nu uitați că aveți 15% reducere din partea mea dacă folosiți codul Alex15 pe site-ul celor de la Shav, pe care îl puteți găsi aici pe ecran sau jos în descriere. Am revenit de pe autostrada Soarelui, între timp am spălat și mașina, am făcut plinul, calculatorul mașinii spune că avem un range de 500 km și asta înseamnă, în teorie, că ar trebui să ajungem din București până la mare și înapoi cu un singur plin, însă, cel mai probabil, acest lucru nu se va întâmpla pentru că am de gând să mă distrez cu mașina astăzi pe autostradă, fiind totodată și prima plecare pe care o facem cu noul BMW M4 Competition până în Mamaia, așa că ce să mai, soarele este sus pe cer, mașina este curată. Înainte să plecăm, vreau să vă prezint și cea mai recentă modificare pe care am adus-o mașinii. Mai exact, am înlocuit jantele argintii de pe partea dreapta a mașinii cu un model de jante Venom Forge, evident, pe culoarea negru lucios. Știți doar că părerea voastră este extrem de importantă pentru mine, așa că pentru că majoritatea dintre voi mi-a spus să mergem pe negru, pe negru am mers și în acest moment mașina este full black, stil mafia, exact așa cum ne place nouă. Astea fiind spuse, înainte să ne continuăm drumul spre mare, nu uitați să dușiți butonul de like dacă vreți să postez clipuri mai des pe YouTube și lăsați chiar acum un comentariu în care să-mi spuneți ce idei de clipuri și modificări mai aveți pentru această mașină. Ca întotdeauna, promit să le citesc pe toate și să vă dau o inimioară tuturor și de asemenea v-aș fi foarte recunoscător dacă ați lovit chiar acum butonul roșu de subscribe și clopoțelul de notificări ca să fiți primii care află când postez următorul vlog. Am intrat chiar acum pe autostradă, sau mai bine zis, am decolat pe autostrada Soarelui și oricât de fericit și entuziasmat aș fi, trebuie să avem foarte mare grijă pentru că autostrada asta mi-a mâncat zilele în trecut. De fiecare dată când am plecat până la mare și m-am întors, am spart câte un lip, m-a luat radarul, mi-am luat amendă, era să rămân fără talon și așa mai departe. Deci, oricât de mult aș iubi acest drum, de fiecare dată se întâmplă lucruri. Singurul lucru ce nu mi s-a întâmplat pe autostrada asta e că nu am făcut pană sau accident, dar cu siguranță nu o se întâmplă nici astăzi. Waze-ul ne spune că mai avem o oră și 20 de minute până la mare. Nu înțeleg cum, că de obicei făceam 2 ore și jumătate, dar cu mașina asta, v-am spus, orice drum devine mult, mult mai scurt. Dar aș vrea totuși să ajungem la mare cu permisul în buzunar, pentru că o problemă foarte mare pe care o ai în această mașină, pe lângă faptul că nu e ea cea mai confortabilă la drum lung, nu scoate cel mai bun consum, însă cu siguranță, în momentul în care ajungi la destinație, o vei face cu zâmbetul pe buze. Asta dacă mai ajungi și cu permis, rămâne de văzut. Dar trebuie să avem foarte mare grijă pe această autostradă, pentru că, dacă mă urmăriți de ceva timp, am spart 3 bări aici pe autostrada Soarelui și cu siguranță nu vreau să repetăm istoria și astăzi, mai ales că lipul de pe acest M4 este de 5 ori mai scump ca orice am avut până acum. În orice caz, nici nu ne permitem să spargem lipul pe autostradă, pentru că în 2 săptămâni urmează Custom Cars Grand Tour și vom pleca cu BMW-ul M4 prin Europa, așa că vă dați voi seama că aș vrea să avem lipul întreg pe mașină, pentru că nu mai avem timp să reparăm sau să comandăm altul, așa că o să mergem cu cea mai mare grijă posibilă spre mare, dar ne și grăbim puțin, pentru că
nu am fost chiar sincer cu voi de la începutul clipului. Nu mergem doar așa la mare de plăcere, deși este o adevărată plăcere pentru mine. Mergem acolo să vedem și următoarea jucărie Metei Mobil. Mă rog, nu este chiar un Metei Mobil, însă jucăria pe care o vom vedea astăzi va avea numărul cu B444 MDY, pe care l-am rezervat de ceva vreme și în sfârșit a venit momentul să-l punem și noi pe un vehicul, atât vă pot spune. Nu știu dacă este vorba de o mașină, o motocicletă, un ATV, un Can-Am, nu se știe. Însă chiar sunt curios dacă s-a prins cineva despre ce este vorba, așa că lăsați chiar acum un comentariu în care să ghiciți ce urmează să cumpărăm astăzi de la Constanța. Asta dacă și reușim să-l cumpărăm, dar eu zic că ne grăbim și ajungem la timp. Avem o mică problemă, băieți, am ajuns chiar acum la stația de taxare de la Fetești și nu mi-aduc aminte dacă am mai și pus numărul pe mașină. M-am oprit într-o parcare pe autostradă și am filmat partea cu jantele pentru voi, dar nu mi-aduc aminte dacă am mai pus și numărul. Problema e că aici stă de obicei poliția și se mai face și câte un filtru, mai ales în weekend, dar o să aflăm chiar acum dacă am pus numărul sau nu. Dacă n-am pus numărul, nu mai primim amendă dacă nu plătim, nu? Sau îți ia și de pe numărul din spate? Cred că ți-a ieșit din spate. Hai să vedem. Și dacă n-ai numărul, ce? Păi, poate să ne ia și talonul, putem să rămânem aici? Bă, aparent nu era poliție, asta e bine, dar hai să încerc să mă apropiu de mașina în față să văd dacă am numărul, să-i văd în reflexia din bară. Stai mă mai încet, stai un pic. Bă, nu văd, s-a dat la o parte, a crezut că vin ca un șofer din ăla clasic de BMW, s-a dat la o parte, dar nu i-am dat cu flash-uri, suntem și noi oameni civilizați. Dar nu pot să-mi dau seama dacă am numărul sau nu. Prin mașină sigur nu e, deci ori e pe bară, ori e... Nu, în portbagaj, ori a rămas acolo. Parcare. Ok, am ajuns chiar acum pe pod și se vede că au refăcut drumul, pentru că înainte aici mă simțeam ca un roller coaster, pur și simplu aveam impresia că o să mă răstorn cu mașina, dar chiar s-a schimbat puțin autostrada de ultima oară când am venit. Drumul este mult mai bun, până aici, cel puțin. Până acum a fost o zi perfectă, n-am dat de radare, nici nu ne-a oprit filtrul la taxare la Fetești. Sper totuși să nu fi pierdut numărul și ce să mai. Sunt foarte fericit de fiecare dată când plec la mare, nu știu, pentru mine este o plecare așa mai specială, nu e ca și cum merg la munte sau oriunde altundeva. Pentru mine plecarea la mare e ceva special și chiar mi-a părut foarte, foarte rău că nu am ajuns de 1 mai. Am ajuns chiar acum pe podul din Cernavodă, podul pe care era să mă răsturn eu puțin cu BMW-ul seria 560 atunci când am plecat pentru prima oară la mare, pentru că și atunci eram foarte entuziasmat și nu știu dacă am apucat să vă povestesc până acum. Avem aici în stânga noastră un alt șofer începător, vedem acolo lămâia în geam, deci cred că și el este la fel de fericit cum eram eu atunci când am plecat pentru prima oară la mare. Zâmbea, nu? Băi, nu știu să explic, deci dacă aveți 16-17 ani și urmează să intrați în curând în școală pentru motor, pentru mașină, cred că vă uitați la clipurile astea pe YouTube și spuneți, bă, abia aștept să plec și eu la mare cu mașina, să-mi cumpăr prima mașină, să merg la mare cu prietenii, să mergem la plajă, deci exact așa eram și eu când mă uitam la alți youtuberi pe vremea mea. Și în momentul în care am luat permisul și am plecat pentru prima oară la mare cu seria 5, doamne, eram atât de fericit, deci nu aveți idee. Și acum țin minte ziua aia. Pe atunci erai vagabond, cu cine ai plecat? Nu mai știu. Am înțeles, s-a prescris. Da, s-a prescris că au trecut mai mult de 5 ani. Da. Fix ăsta e al 6-lea an. Băi, ce să mai, deci pentru mine drumul spre mare este ceva special, mai ales primul drum și prima plecare cu seria 5 la mare o să fie ceva ce nu o să uit niciodată. Însă, în acest moment, alături de noua mașină, mă simt ca și cum aș pleca pentru prima oară la mare. Deci mă simt foarte, foarte bine. A few moments later. Doamne, nu aveți idee cum îmi bate inima în acest moment. O să trag aici pe dreapta să mă gândesc ce e de făcut, pentru că e groasă. S-ar putea să fi făcut ceva rău de tot. Deci după stația de taxare de la Fetești, am intrat pe o zonă în care limita e de 120 la oră și eu aveam cruise control-ul setat la o viteză mai mare de 130. N-am de ce să nu fiu sincer cu voi. Problema e că eram setat la o viteză la care să nu pierd permisul la 130. Problema e că am stat cu ochii în telefon, greșeala mea, mi-asum, nu am nicio scuză și n-am văzut semnul ăla de 120. Ia că mă sună și fratele Popa fix acum. Ce zici, băiatul? Uite, cred că m-a luat un elicopter pe autostradă. Spre mare, tu? Ah, păi dacă îți place să joci, distracție frumoasă, hai, ai grijă de tine, te pupa. Ești acasă? Ești bine? Da, voiam să te chem la o piscină. Ah, scuze că dacă știam, dar am plecat. Nici azi. Ne vedem. Ne vedem că mă întorc. Distracție plăcută. Te pup, distracție frumoasă, ai grijă de tine, pa, pa, mersi, pa, pa. Mersi, mersi, pa, pa. Bă, ce bine ar fi fost acum la piscină, dar... Nu mai pierde nici permisul? Pa, stai mă că n-am pierdut niciun permis, am tras pe dreapta aici, deci... După stația de taxare de la Fetești, stai că mă ascund aici între tirurile astea, fiți atenți. Pe bune, m-am ascuns fix între tiruri. Aici stau. Băi, ca să vă explic ce s-a întâmplat, deci după stația de taxare de la Fetești e o zonă pe care ai limită 120 și tu dacă mergi cu
peste 50, adică peste 170, a zburat permisul, cum a zburat și elicopterul deasupra autostrăzii. Și în timp ce eu stăteam cu ochii în telefon, pentru că am primit un mail foarte important, mă rog, știu, vina mea, n-am nicio scuză, îmi spune Raluca, uite un elicopter. Și eu când am auzit elicopter, direct frână, am scăzut în viteză, dar nu știu dacă am scăzut la timp. Problema e că elicopterul ăla stătea pe loc, fix deasupra autostrăzii și nu știu ce să facem. Cred că treci tu la volan. Nu. Serios? Nu. Întoarcem? N-ai unde să întorci aici. Nu văd poliție mai în față. E posibil să nu fie avut viteză de permis, adică maximum iau amendă. Cred că rămânem aici. E frumos și aici. Da, superb, ia uite ce avem. Nu-i problemă. Ce? Trebuie să mergi neapărat la mare, că oricum e frig, nu puteai să faci nici plajă. Da. E posibil să nu fie avut viteză de permis, adică maxim cel mai rău caz luăm o amendă, oricum am 0 puncte din 15, am loc. Hai să vedem ce amendă luăm, nu cred că e de permis. Plus că nu cred că are de unde să știe elicopterul că pe zona aia e 120. O să mizeze că e 130, așa sigur n-am cum să pierd permisul. Sper. Băi, și-a fost o zi așa frumoasă până acum. Intrăm mai civilizat pe autostradă, nu mai intrăm așa lansat cum am făcut noi mai devreme, că nu mai avem același vibe. Sincer, la asta chiar nu mă așteptam, e prima oară când văd elicopterul pe autostradă. Problema e că eu mă bazam pe Waze, n-am văzut poliții nicăieri, micul alta secretă, din păcate n-a fost montat astăzi, dar oricum nu cred că își făcea treaba cu elicopterul. Bun, băieți, am ieșit chiar acum de pe autostradă și sunt foarte fericit pentru că asta înseamnă că nu ne mai oprește nimeni azi. Mă rog, asta nu înseamnă că nu urmează să primim vreo amendă sau vreo înștiințare prin poștă, dar până atunci mai este. În orice caz, am scăpat, cel puțin deocamdată, și am și uitat să vă spun că mi-a ajuns între timp și amenda din Germania, prima amendă pe care am luat-o cu această mașină, fix din ziua în care am cumpărat-o, și o să vă pun chiar acum amenda pe ecran, ca să râdeți puțin de fața mea, pentru că evident că mi-au făcut și o poză din aia, eu eram tripat, cred că stăteam ceva de genul așa, că mă uitam după cameră, îmi tot spunea dealerul, bă, ai grijă să nu iei amenzi, să nu iei amenzi, da, mă, nu stai liniștit, nu luăm nicio amendă. 5 minute mai târziu, v-am direct amendă, 30 de euro, între timp am și plătit-o și având în vedere că am primit deja o amendă prin poștă alături de noua mașină, să sperăm că aia a fost prima și ultima amendă pe care o să o primim cu această mașină. 2 hours later. Am revenit 2 ore mai târziu, între timp am mâncare pe deciva prin Constanța, am văzut ce am avut de văzut, nu vă spun încă ce am văzut mai exact, însă sunt foarte fericit să vă anunț că am făcut oficial plata pentru următoarea jucărie pe care urmează să o vedeți foarte curând pe acest canal. Nu vreau să vă stric surpriza, așa că tot ce vă pot spune în acest moment este că am cumpărat pentru prima oară un vehicul nou și în curând urmează să începem proiectul cu el aici pe canal, însă din păcate sau din fericire, nu l-am cumpărat astăzi de aici din Constanța, ci este vorba de mailul pe care l-am primit mai devreme pe autostradă, foarte aproape de momentul acela cu elicopterul care m-a băgat în sperieți, însă în acel mail am primit o factură pe care am și plătit-o chiar acum 10 minute pentru următorul vehicul pe care urmează să-l prezint foarte curând aici pe canal. Și atenție, prin vehicul poate însemna atât o bicicletă, o motocicletă, o mașină, un canam sau orice altceva. Însă nu vreau să vă zic surpriză, așa cum am spus, sunt foarte entuziasmat și foarte fericit pentru că este o jucărie pe care mi-o doresc de foarte multă vreme și încă nu vine să cred că am găsit exact ce-mi doream, pentru că fiind un model nou Note 2024 și au fost foarte puține bucăți aduse în Europa, este o bătălie foarte, foarte mare pe ele și încă nu vine să cred că am reușit să cumpăr și eu una. Doamne, deci nu aveți idee cât de fericit pot fi în acest moment și cu siguranță mă simt cel mai norocos om din lume, pentru că noi venisem inițial astăzi la Constanța să văd și să cumpăr ulterior o jucărie pe care o vedeam ca pe un fel de compromis, pentru că jucăria principală pe care mi-o doream din tot sufletul și pe care mi-am dorit-o încă de la început era pur și simplu indisponibilă în toată Europa, însă nu știu cum am avut norocul să primesc acel mail cu factura fix în momentul în care mergeam spre Constanța să cumpăr această jucărie, cu care într-adevăr eram fericit pentru că era foarte frumoasă și asta, însă nu era nici de departe atât de frumoasă și atât de perfectă ca jucăria pe care am plătit-o eu mai devreme. Într-adevăr a fost o jucărie mult mai scumpă pentru că este o jucărie nouă și totodată prima mea jucărie nouă. Știu că tot folosesc cuvântul jucărie, însă chiar nu vreau să vă spun despre ce este vorba. Mai mult ca sigur o mare parte dintre voi v-ați prins deja despre ce vorbesc. Însă, deși bănuiți voi ceva, nu aveți cum să știți sigur până în momentul în care o să o vedeți pentru prima oară aici pe YouTube.